Iar candidați la prezidențiale din USL vedeți pe domnul Victor Ponta sau pe domnul Crin Antonescu? PSD-ul poate produce mulți candidați. Nu sunt sigur că domnul Ponta își dorește acest lucru. Nu sunt sigur dacă nu cumva partidul își dorește mai mult acest lucru, dar cred că un candidat la prezidențial ar trebui să gândească mai mult la ce fac alții cât la ce face el. România are nevoie de un proiect de construcție. România este fracturată în profunzime. Multe teme mari au fost ratate, cel puțin într-o bună măsură. Iată, celebra și, cum să spun, percutanta frază cu sistemul ticăloșit, lupta cu sistemul ticăloșit e în bună măsură eșuată în România și trebuie reluată. Și trebuie reluată poate altfel, mai metodic, eșuată mai sistematic. Din cauza cui? Asta e expresia folosită. Rezistența a fost foarte puternică și poate că instituțiile n-au fost suficient de mature și de pregătite la acel moment. Dar de ce spuneți acum că sunt, eșuată poate, lupta cu sistemul? Pentru că sistemul este acolo. Care sistem? Ăla ticăloșit. Ăla ticăloșit, ăla de a cuceri puterea prin minciuni, ăla în care dai contracte de la stat. Adică, dumneavoastră, ce spuneți acum? Ați fost ministrul justiției 5 ani de zile, da, cred, nu? Da. Greșesc? Da. Și în ăștia 5 ani de zile, lupta cu sistemul ticăloșit, o spune un fost ministru de justiție, a eșuat. A eșuat într-o măsură. Îmi spun că performanțe, rezultate au fost, dar sistemul e încă acolo. Și câtă vreme este încă acolo, înseamnă că trebuie continuat acest demers. Deci, asta păi spuneam și că trebuie... Ați fost 5 ani la justiție. Nu mie trebuie să-mi iasă. Trebuie să iasă întregului sistem politic. Și trebuie să iasă nu numai organelor de represiune a corupției și a sistemului ticăloșit. Trebuie să iasă și politicului. De aceea nu s-a reușit până la capăt. Poți să ai un DNA performant, poți să ai ministru de justiție care face, eu am făcut 18 legi trecute prin Parlament, poți să ai ani, poți să ai multe instituții care retează, taie din corupție, din evaziune fiscală, etc. Dar dacă ea se reface la loc, n-ai făcut nimic. Deci trebuie să acționezi pe multiple planuri, nu numai pe planul represiunii. Dar ce de asta am făcut, de asta am făcut la ultimul act. Cine vă ascultă o să spune, domne, cam sumbru sună treaba asta, dar pe ce vă bazați? Ultimul act instituțional major la Ministerul Justiției a fost o strategie națională anticorupție de care n-am mai auzit nimeni nimic de când am plecat de acolo și care are punct central prevenția în instituțiile statului. Și pe ce mă bazez? Mă bazez pe faptul că există încă corupție în administrație, mă bazez pe discuțiile pe care le am cu oamenii de afaceri care îmi spun, da, ne calcă fiscul, da, ni se cer lucruri, da, suntem sancționați pe criterii politice. Pe aceste lucruri mă bazez pe un proiect de lege neconstituțional și complet netransparent trimis de premier în Parlament, mă bazez pe declarații ciudate ale premierului și ale ministrului Șova în proiectul Roșia Montană, care arată cel puțin oarecare parte nevăzută a acestor discuții legate de proiect, mă bazez pe modul în care se mai fac încă alegeri în România și cum s-au făcut alegerile în 9 decembrie, pe toate aceste lucruri pe care le știe toată lumea. Mă bazez pe faptul că se pregătește USL să transfere infrastructura portoară acum de la administrațiile portoare către autoritățile locale, numai ca să împacheteze transferul portului Constanța către un anumit grup politico-economic din Constanța, pe lucruri pe care le știți și dumneavoastră, le știu și eu, le știu toți. Pe toate aceste lucruri mă bazez când spun lupta cu sistemul ticăloșit trebuie să continue. Dar trebuie să continue și altfel decât reprimând sistemul ticăloșit. Trebuie să continue și printr-un proiect de construcție, de dereglementare, de simplificarea legislației, de simplificarea regimului juridic al micilor companii, de întărirea unor instituții care se ocupă de recuperarea produselor infracțiuni. Am lăsat în minister un birou pentru recuperarea creanțelor. Era conectat la agenții străine, SOCA, Serious Organized Crime Organization, de exemplu, sau agențiile similare americane. Urmau să vină niște experți britanici și americani aici, să începem să căutăm bani ai infractorilor plasați în lume. S-a mai făcut lucrul ăsta sau nu? Deci e nevoie de un complex de factori și e nevoie și de o reformă în sistemul partidelor. Pentru că, așa cum am spus, dacă un președinte nu are un partener în sistemul politic, lucrurile vor merge greu în continuare.